Bobiță, adu și mie, te rog, o bere, o friptură cu cartofi prăjiți și o cafea. Aspirina, asta te servesc eu. Aoleu, dar de ce? E o glumă? No. M-am angajat la Bobiță cu un sfert de normă. Care sfert de normă, mă? Da, așa e. Mai exact pe zero. Vreau să văd și cum e munca de jos. Să nu uit că viața e grea. A, dar ce frumos! Da. Hai, noroc! Sănătate! Vezi că mie friptura nu-mi place în sânge, da? O faci așa mai bine. Sigur, sigur, sigur. Și care mai e viața ta? Bă, Gariciule, ce dracu faci acolo? Poftim? Ce belești, bă, cheia la mine! Da, tu! Ce faci, mă, te dai la bârfă cu clienții, mă? Păi nu așa fac ospătarii? Păi ospătarii, da, adică eu... Tu ești ajutor de ospătar, adică tu ești ajutorul meu, da? Adică ești ce? Ce? Ești fraierul meu, băi! Băi, Bobiță, vezi că ăsta... Niciun băi, Bobiță, n-ai vrut tu să te faci ajutor de ospătar? Ăsta e ospătar, de ce e șeful tău acum? Fi, da? Bă, tu știi de unde vin eu acum, bă? De unde? Din America, bă! Știi unde e, bă, America? A, ce America? Acolo, după ușa aia! A fost, a trimis un pachet! Bravo, bă, să-ți fie de bine! Mulțumesc! Și fii atent numai că s-a întâmplat niște lucruri acolo care s-a cam deranjat treaba pe acolo, știi, că s-a întâmplat niște lucruri care n-am putut să le controlez ca lumea și trebuie să ducă cineva să curețe după mine. Cine crezi că s-o duce? Cine? Cătia! Bobiță! E, tine, eu! Ce-a zis, băi? Cătia, să te duci tu! Nu. Păi atunci du-te tu, mă! Cum adică du-te tu, mă? Poate vrei zici dumneavoastră că n-ai făcut arma ta cu mine, mă? Mar și spală WC-urile alea putoare, că dacă îți bag un șut în cură, acum te dau și afară. Mă. Zi, mă, vrei să te dau afară? Mă. Hai, nu. Mișcă! Mișcă viteză! Băi! America, acolo! E pariu, mă? Care mai e treaba? Cum adică? Pace bun viață, cum e? E excelent, tu, dragă! A ajuns la Massachusetts, Colorado! Vezi serialul pe Voio.